Cu toată dragostea și bucuria, cei peste 1200 de preșcolari participanți au oferit mărțișoarele în data de 1 martie cetățenilor din județul Suceava în cadrul campaniei județene de formare a unor comportamente prosociale la nivelul comunității locale. Un gând bun de mărțișor! Ne oprim un pic, da? Nu călcăm în apă, nu călcăm în apă. Trecem peste. Vreți să primiți și de la copiii de la grădiniță? Da! Spune-ne, Edidari, ce vrem noi să le oferim o școlară? Mărțișoare, gânduri bune! Gânduri bune de primăvară! Hai, uite ce am făcut prima dată, doamne învățătoare! Așa, apa! Oferim mărțișoare și gânduri bune de la grădiniță! Hai, acum împărțiți copiilor, mai mari decât un mărțișor! Hai, curaj! Și cei care ați dat mărțișorul îi ducem în spate. Hai, Tudor! Cui vrei tu să oferi mărțișorul, Tudor? Uite, oferi unei fetițe și le ducem în spate. Prima zi de primăvară aduce cu sine necesitatea acordării unui zâmbet din partea copiilor. Așa ne-am propus anul acesta, în cadrul campaniei județene de promovare a unor comportamente prosociale în cadrul comunității locale, ne-am propus ca să oferim oamenilor de pe stradă mărțișoare de care am atașat un simbol, un mesaj specific acestui început de primăvară. Ca urmare, părinții, împreună cu copiii și cu partenerul nostru, Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, au realizat mărțișoare în cadrul unor ateliere de lucru, părinți, copii, cadre didactice, urmând ca astăzi, în prima zi de primăvară, să le împartă cetățenilor din județul Suceava. Astfel, se vor oferi mărțișoare după cum urmează. În Suceava vor oferi mărțișoare copiii de la grădinițele Gulliver, ABC și Țăndărică, în Fălticeni copiii de la grădinițele de la grădinița Voinicelu, în Gura Humolului copiii de la grădinița Paradisul Piticilor, la Ostra copiii grădiniței din cadrul școlii cu program normal Ostra, iar în Rădăuț copiii grădiniței Prichindelu. Ne dorim ca să promovăm în rândul preșcolarilor ideea că un gând pentru a face un gest frumos, un gând bun, așa cum spune titlul campaniei, nu este nevoie decât de bunăvoință și puțină muncă. Noi am făcut când au venit părinții, noi am început să facem mărțișoare. Întâi am tăiat un pic de acolo și după aia am făcut mărșășoarele și după aia l-am pus în coșolețe și atât. Și cui o să le dai? La oameni pe stradă. Dar de ce? Că vine primăvara și trebuie să dăm mărșășoare la oameni. Și după aia am pus astea și după aia le-am pus în cofuleț. Și cui o cum să ai le făcut dai? Mărțișorul? Cu lipici. Și cui o să-i dai mărțișorul? La oameni. Cu cine ai făcut mărțișorul? Cu tata.